Paul Goma a fost destinul unui intelectual, hăituit asemenea militanților Poloniei și ai Cehiei, pentru care împotrivirea la comunism a însemnat rostirea adevărului cu orice preț, în orice moment și împotriva tuturor. Datorită lui Paul Goma, spunea Monica Lovinescu în 1977, se vorbește azi în lume de o dizidență românească, iar România, prin el, a încetat să mai fie absentă de pe scena pe care se zbate libertatea de conștiință a răsăritului. Anul 1956, datorită citirii la un seminar a unui fragment de roman, un pasaj în care eroul își predă carnetul de utecist în semn de protest față de înăbușirea revoluției din Ungaria, Paul Goma este arestat și condamnat. Glasul lui, care spunea studenților: "Voi stați liniștiți, dar pe Dunăre curg cadavre", se auzise în toată Universitatea Bucureșteană. Prima parte a detenției politice a petrecut-o în Jilava, în celula 35 de pe Reduit. În toamna anului 1958, face cunoștință cu Zarca Gherlei și mai ales cu Călăii temute închisori. Toate cărțile lui Goma stau sub semnul memoriei, al maicii noastre memorii. Goma își avertiza mereu anchetatorii, fie că e vorba de Enoiu, de Șomlea, de Goiciu, de Istrate, că nu-i va uita, că-i va ține minte în vecii vecilor, că totul va fi pus într-o carte. În romanul Gherla, apărut în 1976 în Franța, Goma va povesti bătaia suportată cu două zile înainte de eliberare, așa numitul parter la patru picioare și două mâini, o metodă drăcească de mutilare fizică și psihică, asemenea iadului de la Pitești. Cităm: "Nu mai trăgeam aer în piept decât ca să pot urla. Am fost plimbat cu lovituri de picioare prin toată încăperea. Nu mai vedeam decât traiectorii de picioare, trasoare în cap, în miezul capului, lovituri de bâtă și de vergea. În cap, numai în cap. Eu urlam: taci mă, nu tac, nu tac!" În noiembrie 1958, Paul Goma este eliberat și trimis sub escortă pentru 36 de luni în domiciliu obligatoriu în satul Nou-Lătești, Traionul Fetești. La încheierea celor 36 de luni, îi se prelungește deportarea cu încă 24 de luni. Paul Goma protestează în scris împotriva prelungirii, îi acuză pe ofițerii de securitate de rapoarte false și de maltratarea deoiștilor. Se dispune o anchetă și în ianuarie 1963 este eliberat înainte de termen. Dar domiciliul obligatoriu îi furase tinerețe. Avea 28 de ani. După 11 ani încearcă din nou să-și reia studenția. În 1965 am dat din nou examen de admitere, deși aveam drept prin lege, dar mie nu mi-au recunoscut anii făcuți. Da, ați dat din nou admiterea. Da. Deci eu n-am fost reabilitat. Au fost reabilitat Marino, Caraion, Paleologu și așa mai departe, Doinaș, încă de când eram acolo, în 70, anii 70. Erau chemați la reabilitare. Dimov și cu mine nu. De ce? Păi nu știu. Dimov zicea: domnule, eu am mustață, dumneata e barbă. Cred că din cauza asta. Doinaș nu avea nici mustață și nici barbă. Așa. Doi, nu am fost rematriculat. Alți colegi din aceeași situație, toți studenți din așa, au fost rematriculat. Au câștigat 2-3 ani. Eu am luat-o la vârsta de 31 de ani, din nou din anul întâi. Și deja aveam părul alb. Așa, ce bine mă simțeam eu acolo. Așa, acolo am cunoscut-o pe soția mea de acum. În 66 am predat primul meu roman, pe care îl scrisesem, așa, am predat la... s-am dat peste Gafița, Piazarea. Așa, predat romanul, care a devenit ostinat. Ostinat, da. Gafița m-a explicat că el știa tot. Nu poți să debutezi, la noi nu poți să debutezi cu roman. Trebuie să debutezi întâi cu un volumaj de proză scurtă. Sau eventual în grup, sau erau debuturile în grup. Nu, că nu era chestia încă. Asta era în preistorie, mai târziu a devenit... Debut în grup, da. Și atunci, bine, hai să vă fac. Și am făcut un volumaj care a apărut exact în ziua invaziei Ceoslovaciei de către prietenii noștri ai tuturor, cu excepția noastră. Și atunci, după discursul de la balcon, eu, ăla care, nu, Basarabeanu, deținutul politic, nu știu ce, m-am dus să mă înscriu la brigăzile patriotice, la Uniunea Scriitorilor. Nu eram nici membru al Uniunii, nu eram nimic, n-aveam de cine să aparțin, cum zic ardelenii. Dar m-am dus la Uniunea Scriitorilor, aveam un volum, urma să fiu privit în Uniune. Și aia mi-a spus: domnule, dar cum să te primim în brigăz, că în brigăz sunt numai membri de partid. Și am zis:
faceți, mă? Oraia mă cunoșteau, mă cunoșteau de 10 ani. Era Ioanichi Olteanu, Pop, Simion, Ioan Cisas. Mă cunoșteau viața și opera, adică de bandit și de dușman al poporului.